ce se întâmplă atunci când avem și avem pe o bară, de exemplu, avem și forțe concentrate și forțe distribuite. Exemplu 2F și forțe distribuite uniform. Ce se întâmplă în cazul ăsta? Deci, în cazul ăsta, se întâmplă următorul fapt. Ce? 1,5L, 1,5L, da? Deci, ce facem în primul rând? În primul rând, trebuie să determinăm reacțiunea în reazi, da? Deci, avem o bară încastrată la un capăt cu lungimea 3L în punctul B. Acționează o forță concentrată 2F îndreptată spre stânga. Pe segmentul BC acționează o forță concentrată Q care este distribuită uniform pe toată secțiunea. Da? Deci bara este confecționată într-un material cu modulul de elasticitate E și cu area A. Toată lungimea barii. Deci aici, la fel, avem E și A, da? Deci, area este aceeași pe toată lungimea barii. Modulul de elasticitate este același pe toată lungimea barii. Deci, primul, am să construiesc axele, X și Y. Și aici, în reazie, adaug forța de reacțiune care am să îndrept în prima situație, aleatoriu, de exemplu, spre stânga, deci R. R va fi. Deci, reacțiunea rează. Era. Acum. Deci, ce facem? Deci, compunem schema forțelor. Dar pentru a compune schema forțelor, cel mai bine să determinăm și reacțiunea în rează. Pentru asta, scriu condiția de echilibru. Deci suma forțelor, suma proiecțiilor forțelor pe axa X trebuie să fie egală cu 0. Iau sens pozitiv spre stânga. Și am era plus 2F minus Q, deci minus Q dimulțit la 1,5L. Forța F, pentru comoditate, am să exprim prin QL. Da? Deci prin QL. Și de aici ce am? Deci am RA plus 2QL minus 1,5QL. Și trebuie să fie egal cu 0, da? De aici determin RA, care o să fie egal cu 2Q minus 2QL plus 1,5QL. Da? Și asta o să fie egal cu minus 0,5QL. Și ne spune nou minus ăsta din față. Ne spune că noi am îndreptat greșit în direcția reacțiunii reze. Deci atunci când compunem schema forțelor, da? Mai bine să fie cu negru. Deci atunci când compunem schema forțelor, avem în reazie minus 0,5QL. Deci RA o să fie îndreptată invers. Și o să fie egal cu 0,5QL. Bun. În punctul A, deci avem reazie. În punctul B avem forță concentrată 2F care egal cu QL, da? Deci 2QL.
Și pe segmentul BC avem forță distribuită uniform, da? Deci forță distribuită uniform, Q. Asta este schema forțelor. Și facem în continuare. În continuare împărțim în secțiuni. Deci în secțiuni împărțim în felul următor. Deci avem capitele, bari, care sunt granițele a secțiunilor și avem secțiunea numărul 1, care o să fie aici, da? Deci secțiunea numărul 1 și secțiunea numărul 2, da? Care o să fie aici. Deci este o problemă relativ simplă cu două secțiuni. Deci secțiunea numărul 1 și secțiunea numărul 2. Bun. Ce facem în continuare? În continuare, noi determinăm forțele, deci axiale, din bară, da? Pentru asta, deci, copii prima secțiune mai jos, deci va fi la fel X și Y, da? Deci X1. Și asta este axa X1, da? În punctul A avem încastrare și forța 0,5 kL. Punctul A. Și forța axială care acționează în bare supra jumătății care am luat-o, da? Supra porțiunii care am luat-o, deci în secțiunii 1, din partea barei care a rămas, da? Ea acționează supra porțiunii date. Și avem. Deci, N1. De obicei, sau cel mai bine, este să îndreptăm forța axială să fie ca solicitare la tracțiune. Deci să fie cu plus. Da? Fii cu plus. Deci o îndreptăm ca solicitare la tracțiune. Deci spre dreapta. Da? Și ce primim noi aici? Deci primim următoare. Deci suma proiecțiilor forțelor pe axa X1 trebuie să fie egal cu 0. Și ce avem aici? Avem 0. Deci avem 0,5 kL plus N1. Și de aici determinăm N1. Iar N1 o să fie egal cu minus 0,5 kL. Da? Deci forța axială din secțiunea numărul 1 a fost determinată. Este minus 0,5 kL. Deci în prima secțiune bara este solicitată la compresiune. Bun. Deci ce facem pentru secțiunea numărul 2? Deci, iarăși o desenăm. Arătăm aici secțiunea X2. Da? Axa X2. Punem forțele care acționează supra barei X, derivarea, deci 0,5 kL din partea rezimului. Forța concentrată 2 kL din concentrată, da, în punctul B și forța distribuită uniform Q. Bine. Și înlocuim porțiunea asta de bară cu o forță axială care acționează la întindere, deci N2. Și adăugăm punctul, deci punctul A și punctul B. Și scriem condiții de echilibru. Deci suma proiecțiilor forțelor pe axa X2 trebuie să fie egală cu 0. Iar asta este următoare. Deci 0,5 kL minus 2 kL plus Q
de mulțit cu x2 și plus n2. Iar asta este egal cu, deci 0,5 QL minus 2, minus 2 QL o să fie minus 1,5 QL. Deci n2 o să fie egal. Trecem tot în partea cealaltă și vedem. Deci aici dacă avem minus 1,5 QL, în partea dreaptă o să fie 1,5 QL. Da? Și forța distribuită o să fie cu minus. Deci minus Q dimulțuit cu X2. Da? Și avem. Pentru punctul B, când X2 este egal cu 0. Da? Avem N2 să fie egal cu 1,5 QL. Pentru punctul C, când X2 este egal cu L, avem N2 să fie egal cu 1,5 QL minus Q dimulțit cu X2, care e L. Care e, deci 1,5L. Da? 1,5L. Și avem minus 1,5L. Da? Deci aici avem 1,5L. Și va fi egal cu 0. Deci N1 la noi este egal cu 1,5 QL. Și deci la început, în punctul B. Și în punctul C avem 0 QL. Da? Desenăm graficul forțelor axiale. Deci este 0. Și avem forța axială. Unitățile de măsură pentru forță sunt newton. Iau pozitiv sensul în sus. Și avem. Pentru prima porțiune avem minus 0,5 QL. Deci minus 0,5 QL. Minus 0,5 QL. Pentru, deci pentru prima porțiune, da? Pentru secțiunea numărul 2, sau pentru porțiunea numărul 2, avem în punctul B 1,5 QL, deci cu plus, avem un salt de, și avem un salt de 2 QL. A, deci nu, nu așa. Deci avem 1,5 QL. 1,5 QL. Deci avem un salt de 2 QL. Da? Deci forța 2, da, 2F. O să avem 2 QL. Iar în punctul C avem 0. Deci 0. Și se primește că avem o ecuație de gradul 1, deci este o dreaptă. Punem aceste două puncte și în felul ăsta vor fi distribuțiile forțelor axiale din secțiunea numărul 2. Deci 0 QL. Bun. Ce facem mai departe? Deci mai departe determinăm tensiunile, da? Deci tensiunile din secțiune. Tensiunea secțiunii este egal cu forța normală sau forța axială din secțiune pe area secțiunii. Deci tensiunea din prima secțiune va fi egal cu N1 pe A1. Da? Și asta va fi egal cu minus 0,5 QL pe area secțiunii, care la noi este A. Pentru secțiunea numărul 1. Pentru secțiunea numărul 2. Pentru secțiunea numărul 2, da? Avem N2 pe A2. Și asta o să fie egal cu 1,5 QL minus Q dimulțit la X2. Și avem, scoatem în față Q pe lângă 1,5 L minus X2.
ipsilon are secțiunii numărul 2, care este A. Pentru punctul B avem tensiune, pentru punctul B, când x2 este egal cu 0, avem tensiune 2 egal cu, deci valoarea asta e 0, aici avem 1,5QL împărțit la A. Pentru secțiunea numărul 2, pentru în punctul B, deci în punctul B. În punctul C, când x2 este egal cu 1,5L, atunci primim tensiunea în secțiunea numărul 2 egală cu 1,5QL minus x2 la noi 1,5 și o să avem 1,5QL, da? Împărțit la are, da? Deci 1,5L minus 1,5L dă 0, dă 0 și tot ce e deasupra dă 0. Și aici avem tot ce dă 0, da? Deci 0 pe are și este egal cu 0. Și desenăm diagrama tensiunii. Cu plus voi lua deasupra, cu minus dedesubt. Deci tensiunea este egală cu mega, unitățile de măsură pentru tensiune sunt megapascali sau newton pe milimetru pătrat. Și avem pentru prima secțiune. Pe toată secțiunea este aceeași tensiune minus 0,5 kL pe A, da? Și trasăm cu minus 10 în jos. Minus 0,5 kL pe A, da? Și în punctul ăsta e la fel, minus 0,5 kL pe A. Ce se întâmplă în secțiunea numărul 2? În secțiunea numărul 2 noi am calculat, deci 1,5 kL pe A. 1,5 kL pe A. Și în punctul C avem 0, da? Deci în punctul B 1,5 kL pe A, în punctul C avem 0. Și aceste două puncte se unesc pentru drept, pentru că este o funcție lineară, da? Ce este o dreaptă. Primim un triunghi dreptunghic, da? Asta este graficul tensiunilor. Pentru a calcula deformațiile specifice, avem nevoie tensiunile să împărțim la modulul de elasticitate pentru fiecare secțiune în parte, da? Și atunci avem deformațiile specifice pentru prima secțiune să fie, deci tensiunea în prima secțiune pe modulul de elasticitate din prima secțiune. Și asta va fi egal cu minus 0,5 kL pe A. Da? Tensiunea din secțiunea numărul 1 înmulțit cu E. E e același pe toată lungimea barii. Și pentru secțiunea numărul 2 avem tensiunea numărul 2 pe modulul de elasticitate 2. Și asta va fi egal. Q pe lângă 1,5L minus X împărțit la A. Da? Foarte bine. Deci, pentru punctul B avem când x2 este egal cu 0, primim. Deci tensiunea când x2 este egal cu 0, valoarea, deci Q pe lângă 1,5L minus x2, unde x2 este egal cu 0 pe A, este egal cu 1,5 kL pe A. Da? Și pentru punctul C avem când x2 este egal cu 1,5 L. Primim Q pe lângă 1,5 L, x2 este 1,5 L pe A. Da? Și primim 0 pe A. Când facem
calculi, da? 1,5 minus pe 1,5 este egal cu 0. Deci 0 pe 0. Și desenăm graficul deformațiilor specifice. Deformațiile specifice, unitățile de măsură sunt adimensionale sau milimetru pe milimetru. Cu plus iau deasupra, cu minus iau dedesubt, da? Și A. Deci pentru prima secțiune. Minus 0,5 kg. Pe A e. În punctul ăsta și în punctul ăsta, da? 5 kg pe A. În punctul B am 1,5 kg pe A. Deci pe A și aici am uitat să mulțesc la E. Deci A e, da? Modul de elasticitate. Deci pe A e. Bun. Și în punctul C, primim 0. Primim 0, da? Punctul C, primim 0. Deci este tot o funcție linie. 0. Deci ce se întâmplă cu deformațiile? Deci deformațiile I, sunt... Deci, epsilon i ori lungime i, l, i, da? Și avem d, l pentru prima secțiune este egal cu deplasarea în punctul A, d, l, a, să spunem, final, da? D, l, final, care este 0, pentru că e încastrare. În încastrare avem 0 deplasare. În continuare, adăugăm plus integrală de la 0 la 1,5L deformațiile specifice pe prima secțiune. Deci noi trebuie să integrăm acest dreptunghi. De la DL. Și asta o să fie egal cu DL A final, care este 0. Da? Care este 0. Plus integrală de la 0 la x1, e1 ori dx1, și o să fie egal cu 0 plus integrală de la 0 la x1 și epsilon, da? Deci epsilon la noi, pentru prima secțiune, este minus 0,5 kg pe AE. Și punem aici, deci de la 0 la x1, minus 0,5 kL pe AE, mulțit cu dx1. Iar asta este egal cu minus 0,5 kL pe AE mulțit la x1. Pentru punctul A avem, deci x1 este 0, da? Și pentru punctul A avem, când x1 este egal cu 0, primim, deci minus 0,5 kL pe AE mulțit cu x1 și este egal cu minus 0,5 kL pe AE mulțit cu 0 și este egal cu 0. 0 mm, da? Pentru punctul B, când x1 este egal cu 1,5L, primim minus 0,5 kL pe AE dimulțit cu 1,5L și primim. Deci 0,5 dimulțit cu 1,5 o să fie 0,75, da? Minus 0,75. Deci minus 0,75. Minus 0,75 QL la pătrat împărțit la AE.
și desenăm graficul deformațiilor, da? Unitățile de măsură pentru deformații, 1 mm, luăm cu plus în sus și cu minus mai jos de această linie, da? Această linie. Și avem pentru primul punct, în punctul A, da? Deci avem 0 mm și pentru punctul numărul 2 avem minus 0,75 QL la pătrat pe AE. Deci va fi o parabolă, da? După cum vedem aici în încastrare. Și figura acestei parabole va fi, deci, deci așa, da? Va fi cu minus. Avem minus 0,75 QL pătrat pe AE. Și va fi parabola, da? Bun. În continuare, avem pentru secțiunea numărul 2. Pentru secțiunea numărul 2, avem DL2, care este egal cu DLB inițial, iar DLB inițial este punctul DL1 final, da? Din punctul B, plus integralul de la 0 la 1,5L, epsilon 2 ori DL. Și asta o să fie egal. Deci minus 0,75 QL pătrat pe AE plus integralul de la 0 la x2 epsilon 2 ori dx2. Și asta o să fie egal cu minus 0,75 QL pătrat pe AE plus epsilon 2, оно este plus integrala de la 0 la x2 și epsilon 2 este q pe lângă 1,5L minus x2 pe AE mulțit la dx2 și asta o să fie egal cu minus 0,75 QL pătrat pe AE plus și integrăm, da? Scoatem în față Q pe AE și integrăm de la 0 la X2 1,5L minus X2 ori DX2. Și asta va fi egal. Și asta va fi egal cu minus 0,75 QL pătrat pe AE plus Q pe AE și avem integralul de la 0 la x2 1,5L ori dx2 și minus integralul de la 0 la x2 deci x2 dx2, da? Și este egal cu minus 0,75 QL pătrat pe AE plus Q pe AE și avem deci, pe lângă 1,5 L dimulțit cu X2 minus integrăm și primim X2 la pătrat pe 2 DX2 și asta va fi egal cu minus 0,75 Q L pătrat pe AE plus plus Q pe AE pe lângă 1,5 L X2 minus X2 pe 2 DX2 și de aici, deci de fapt am copiat, da? Pentru punctul B, când X2 este egal cu 0, primim DL2 deci inițial, sau în punctul B, egal cu minus 0,75 QL pătrat pe AE. Pentru punctul C,
x2 este egal cu 1,5L și dl2 final sau în punctul C va fi egal cu minus 0,75QL pătrat pe AE. Deci integrăm această are și primim. Deci plus QPAE pe lângă. Și aici avem, când x2 este 1,5, avem 1,5L denunțit cu 1,5L și va fi, deci, L pătrat minus 1,5L la pătrat pe 2 înmulțit la dx2, da? A, de fapt, nu. Deci va fi doar 1,5L totul la pătrat, da? Și asta va fi egal cu minus 0,75QL pătrat pe AE plus Q pe AE lângă 2,25L pătrat minus 1,5 la pătrat de 2,25 L pătrat pe 2. Și asta va fi egal minus 0,75QL pătrat pe AE plus Q pe AE. Și aici avem, deci, 2,25 mulțim cu 2 și primim 4,5. Deci pe lângă 4,5L pătrat minus 2,25L pătrat pe 2. Și o să primim 2,25L pătrat pe 2, da? Și va fi egal cu minus 0,75 QL pătrat pe AE plus Q pe AE mulțit cu 2 și aici mulțim cu 2,25 L la pătrat. Și ce primim noi aici? Primim următoare. Deci aducem la numitor comun. Avem 2AE. Aici avem minus 0,75 de mulțit la 2 de 1,5, deci minus 1,5 QL la pătrat plus 2,25 QL la pătrat. Și asta o să fie egal cu, deci scădem din 2,25 la 1,5 și o să primim 0,75 QL pătrat pe 2 AE, da? Pe 2 AE. Și asta o să fie egal cu 0,375 QL pătrat pe AE. Și desen. Și desen aici. Deci în punctul B avem minus 0,75 QL pătrat pe AE. Da? Deci din punctul ăsta trebuie să pornim și să ajungem la 0,375 QL pătrat pe AE. Deci trebuie să ajungem undeva pe aici. Deci 0,375 QL pătrat pe AE. Și parabola va fi deoarece aici avem deci tangenta merge în jos, deci va fi așa, da?
Și asta este rezolvarea problemei. Deci ca problema să fie corectă, noi o verificăm. Pentru asta luăm sensul invers a forțelor și avem forțele axiale. Deci forța Q lucrează la întindere și forța Q, care este o forță distribuită, deci va fi o dreaptă care pornește din punctul C, deci va fi 0 și crește după o funcție lineară până la Q, QL, 1,5 QL, da? 1,5 QL. Forța 2F, care este egal cu 2 QL, deci avem salt. Și ajungem până la minus 0,5 QL, da? Toată secțiunea nu mai avem nici forțe distribuite, nici forțe concentrate. Deci, ea este linie dreaptă, da? Și în reze avem o forță, deci de 0,5 compresiune, da? De 0,5 kV, deci de fapt de și o forță care lucrează la întindere, da? De 0, de minus, de fapt de 0,5 kV, da? Și ajunge până în punctul 0, da? Deci diagrama a fost trasată corect. Deoarece modulul de elasticitate și area secțiunii transversale sunt egale, atunci primim aspectul vizual a forței axiale, același și, de fapt, aspectul vizual a diagramei deformații specifice și tensiuni axiale, asemănătoare cu forțelor axiale, da? Iar aici, în punctul DL, în încastrare, avem 0 deformații. Crește după o lege, deci, parabolică. Și crește după o lege parabolică. Și primim 0, минус 0,75 QL пътра, да? Шундева в секционе номер 2 есть пункт 0, он и деформации ли сунт егали к 0. Яр ла капиту либер авем дальше лежа бара лукряза ла антиндери, да? Дальше по секционе оставим антиндери. Сейчас примешь, как авем 2 пункты, în care deformațiile sunt egale cu 0. Pentru ca să verificăm dacă este corect sau nu problema, deoarece nu avem sarcini termice, lucru mecanic trebuie să fie egal cu energia potențială de deformație. Deci cum determinăm area necesară? Eu am spus și în video precedent, da? Deci asta este tot ce ține de problema dată. Deci, de fapt, aici mi-am făcut o mică gafă și anume că am desemnat segmentul ăsta ca fiind parabolă. De fapt, noi trebuie să integrăm după are și primim, deci primim triunghi, da? Deci trebuie pur și simplu să unim aceste două puncte. Deci trebuie să unim aceste două puncte și să primim un triunghi, da? Deci când integrăm area pe dreptunghi, primim triunghi, da? Însă eu m-am uitat după L ăsta pătrat. Deci aici avem triunghi, pentru că integrăm deci, aceste valori, da? Deci integrăm deformații specifice după lungime, da? Și primim triunghi. Iar aici va fi tangenta. Și se primește că pe segmentul ăsta avem parabola orientată în așa mod, da?